Am să vă rog 2 minute să mă ascultați, un minut și jumătate, pentru că e un moment, zic eu, festiv pentru comunitatea din Dărbănești. Este un moment în care noi apreciem sau, eu știu, luăm în serios pe cei mai buni dintre noi. De fiecare dată am avut un respect deosebit pentru cei mai buni dintre noi și datorită acestor oameni, comunitățile se dezvoltă. Unele dintre ele ajung poate chiar foarte sus datorită unor oameni sau datorită poate celor mai buni oameni dintre noi. În semn de respect pentru acești oameni înzestrați de la Bunul Dumnezeu, poate cu minte mai multă, cu bun simț mai mult, cu respect față de ceilalți, în 2021 am gândit o plachetă pe care UAT Orașul Dărmănești și Consiliul Local al Orașului Dărmănești o acordă. Este vorba de o distinție, am spus noi, oameni de valoare ai Orașului Dărmănești. În 2021, după niște analize destul de atente, am decernat această distinție la 3 persoane din Dărmănești. Domnul doctor Sorin Verdeș, care este aici lângă noi, un cercetător foarte serios la nivel de lume medicală, care a reușit să înființeze prima fabrică de implanturi dentare cu nanotehnologie din lume. Un om plecat din Dărmănești, sigur că fabrica n-a făcut-o la Dărmănești, a făcut-o la București, cu fonduri europene, dar ca să ai un om care a gândit și a reușit să facă prima fabrică de implanturi dentare cu nanotehnologie din lume, eu cred că este ceva fantastic. Sigur că a doua persoană care a primit această distinție este doctorul Emil Pocreață din Dărmănești, care e un nume în materie și care, dacă veți verifica în, eu știu, bibliografia de specialitate, să zic așa, veți vedea doar nume și lucruri foarte, foarte frumoase scrise despre doctorul nostru din Dărmănești. A treia persoană, Simona Cojocaru, o fată plecată la fel din Dărmănești, care a ajuns la nivel de București, șeful unei companii foarte puternice, care creează așa teamă când pronunț numele. La fel, o fată plecată din Dărmănești. Astăzi, cu deosebit respect, propun ca această distinție, oameni de valoare orașului Dărmănești, să fie acordate domnișoarei Ana Maria Bartolomei pentru aportul adus în dezvoltarea și promovarea localității natale. Ana Maria, împreună cu domnul doctor, împreună cu colegii din Consiliul Local, îți îmânezi această distinție și, sigur, un buchet de flori din partea noastră, în semn de recunoștință pentru ceea ce ai reușit să faci tu la o vârstă atât de fragedă. Poate dacă te spui în 2 minute ceva despre tine. Despre mine nu prea știu ce să vă spun așa. Vă mulțumesc. Mulțumesc primăriei de mine și mulțumesc, bineînțeles, lui Tanti Genița, așa cum spunem noi. Domnul primar, dumneavoastră, cum ați menat acest premiu și o mare pentru mine să fiu asociată dumneavoastră, munca dumneavoastră. Sper să vă facem mândri în continuare, sunt sigur că Domnul v-a făcut deja, dar eu sper, am doar 20 de ani, am multe lucruri de învățat, de descoperit încă și sper să îmi fiți alături. Să vă mulțumim un fel de bucurie fiecare dată când vin aici, văd familia, dermeniștenii mei dragi, că se mândresc cu ceea ce fac și asta îmi dă curaj, mă încurajează, bineînțeles, și îmi dă speranță pe viitor și sper să vă dezamăgesc. Și mă oriunde, joacă, nici ce știu eu,
în Franța, pe la Paris, am citit foarte multe lucruri frumoase despre tine. În spate chiar rulează câteva imagini cu tine. Ia uitați ce spune acolo, actriță de origine română, a fost desemnată una dintre revelațiile anului de către Academia Cezar. E, iată că dărmăneștenii se pare că reușesc să ajungă acolo unde foarte greu să ajungă, da? Felicitări, să fii sănătoasă, să nu uiți că ai plecat de aici dintre noi, să îți amintești oricând de originile tale, de părinți, de bunici, de strada pe care ai locuit. Și de ce nu ori de câte ori ai ocazia să te întorci acasă cu drag, pentru că noi chiar te iubim. Încă o dată aplaudăm din partea noastră. Vreau să vă mai spun că între, spuneam doamna Maria, în biroul meu, că între cetățeni, între cei care au primit această distinție, există o legătură frățească, dacă aș putea să spun așa. Ei de astăzi se consideră frați și fratele mai mare a venit să o primească în echipă până sora mic mai mică, da? Felicitări! A fost împuternicit de ceilalți frați ca să o primească astăzi. Cu siguranță și tu, peste ani, vei primi această temă de casă să vii și să vicernezi în continuare celor care vor urma. Încă o dată de vicernezi. Da. Mulțumesc tare mult! Vă invit la colinde și la jocuri. Luați loc, faceți-vă frumos și de ce nu să intre colindele? Bună seara, bună seara, gazda alea, să ne primește, ne primește în a ta acasă, că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să-L lăudăm, să-L lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim a colinda, a colinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta, că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot om venit, tot om venit. Bună seara, bună seara, gazda alea, să ne primește, ne primește în a ta casă, că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Vin colindătorii, vin colindătorii, cum venea odată leruile, să colinde seara asta minunată leruile. Dar ligura iasă și dis ochii lacrimi leruile, prea degeaba sânge, prea degeaba patii leruile. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă leruile, și cum se cuvine să-i poftiți la masă leruile. Mi trimite Sfântul să ne încerce mila leruile, domnii mari de astăzi să-și deschidă vila leruile. Șovăielii pasul, mâinile plăpând de leruile, tremurali glasul, nu știu să colinde leruile. Dacă stau la poartă și nu zic nimic aleruile, domnilor de astăzi, să vă apuce frica
dăruie. Mută-i întrebarea ce răsună afară, leruile. Am murit degeaba ce-ați făcut din țară, leruile. Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse, leruile. Pe raport străine, ce ne stau închise, leruile. Vin colindătorii, cum venea odată, leruile. Să colinde seara asta minunată, leruile. Dar ligura iasă și ris ochii în lacrimi, leruile. Prea degeaba sânge, prea degeaba patii, leruile. Și începe a ora pe la casa colindat. Iar n-ai grea o mătui mare, semne bune anul are, semne bune de belșug pentru brada de sub plug. Plugușor cu patru boi, ia mai mânați, măi flăcăi! Hei, hei! S-a sculat Maian, Badica Traian, și-a încălecat pe un cal, învățat cu șaua de aur, cu nume de graur, cu frâu de mătase, împletit în șase, cât vița de groasă. El în scări s-a ridicat, peste câmpuri s-a uitat, să aleagă un loc curat, de arat și semănat. Și a pornit într-un joi cu un plug cu 12 boi, boi băureni în coadă cotâlbei în frunte țintăței. Ia mai mânați, măi flăcăi! Hei, hei! Cu luna, cu săptămâna, își umplu cu aur mâna și el vrut să vadă de-i dete Dumnezeu roadă. Era-n spic cât vrabia, era-n bob cât treistea. Ia mai mânați, măi flăcăi! Hei, hei! Traianute s-a întors și din graș alt cal a scos, un alt cal mai năzdrăvan, cum îi place lui Traian. Negru ca focul, iut, negru ca corbul, iute ca focul de nu-l prinde locul. Cu potcove de argint ce de sporul a fugit. Traianute a încălecat, la tinchina a apucat și oțel a cumpărat ca să facă seceri mari pentru secetorii tari și altele mai mititele pentru fetele chesele și neveste tinerele. De urat am mai urat, dar mă tem că va însera pe aici, pe la dumneavoastră, departe de casa noastră. Și ne aștepte și alte case cu bucate mai gustoase, cu pâine caldă, cu foasă, cu vinul de viță aleasă, cu cădnar de drăgășani, la anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Lilioară trandafir,
Primește-ți gazdă casa, umple matra, pune masa, fă potecă prin grădină și prin porții ne lumină, că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin gloată, ziua toată, noaptea toată. Gelul iernii ne-a pătruns, dar ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te-nchini, de veșul pentru grădini, nevioare prin poroare, de credință și de soare, de noroc la iarba rom, de copii pe lângă foc. Oh.
cuvinte și din partea noastră o mică atenție, da? Ne-ați colindat așa de frumos încât parcă ne-am vibrat așa de Cristina, te rog eu, cine e șeful? Ați văzut cine e șeful? Mulțumesc, mulțumesc, la mulți ani! Bună seara, gazdalea, ne primește, ne primește.
Să-i bucuroze, șale lui Domn, să-i Dumnezeu lumină de șale.
Păi ăștia surși din la noi! M-am așezat, dar mai eu am încercat. Păi când l-am luat în cheatare, păi neșituri fai carcale. Păi și-am primit o minunetă, păi și-am zis să o fac credete. Păi foieniță de dudești, păi e toată liber mănești!
pădurar cu ambeține, iar toate arma ține. Hai pădurare, pădurare, păi n-ai văzut un urs mai mare? Păi am văzut un într-un păreu, păi fugărea la un bou. Păi bou începea boncănii, păi pădurarul mi lovi. Păi mi lovi în partea dreaptă, păi lăsa sușii lui toloacă! Sănătate și bucate pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, vă urăm noi tuturor. Păi și-am zis verde de arțari, la rușia muzari! Și tot ce vă doriți. La anul mulți ani. Pe cine-i șeful de fluierul?